Bună seara! Mulțumesc! Bună seara, bună seara, exagerați! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru aplauze și vă mulțumesc pentru energie! Vă mulțumesc pentru aplauze și vă mulțumesc pentru energie! Sigur e băiat! Emoții, da? S-a zis de 7 ori. Mulțumesc de aplauze, emoții! Nu vine să cred că am mers! Am venit la emisiunea asta pentru că nu dau niciodată înapoi de la o provocare și, în general, în viață nu dau niciodată înapoi. De-aia, când parchez o mașină, acolo rămâne. George țintă. George țintă. Bag mâna în focă-i țintă. Îmi place să joc la loto. Când am fost prima oară la loto, doamna de acolo mi-a zis să bag 6 numere. Am ajuns abia la al 4-lea când m-a dat BGS-ul jos de pe ea. M-am prins în 20 de secunde, 10 secunde. Țintă. Am o familie normală, sora mai proastă. Ca toate surorile. Sora mea de proastă că a citit împinge pe ușa de la supermarket și a născut în luna a 7-a. Da, da. Ce e situația? Ia? Da, trebuie să trec. Mama iubea foarte mult animalele. Într-o zi a dat boabe la găini și după aia le-a pus Tiesto. Bun, bun. Am un unghi care e tâmplar și e foarte pervers. Anul trecut de ziua mea mi-a făcut un scaun pe piept. Și taică-miu l-am prins masturbându-se odată. Dar nu m-a deranjat, chiar deloc. Îmi place ideea că cineva mă veghează când dorm. Am greșit. N-am greșit, e foarte bine ce am făcut. Am greșit, eu am crezut că e altcineva. Zi! Excelent! M-am gândit la multe chestii în pandemie. M-am gândit că facem de multe ori lucruri din cauza presiunii sociale. Din cauza faptului că ne gândim la ce cred oamenii despre noi. De exemplu, eram la un moment dat într-un supermarket și eram în raionul de prezervative. Voiam să-mi iau un pachet de 3 prezervative normale. Și undeva în dreapta era un stand cu niște promotărițe care se tot holbau la mine. Și am ajuns să îmi iau un pachet de 12 prezervative XXL. Acum penisul meu arată ca vărul la sărac de la țară, care tot primește haine de pomană de la toată lumea. Asta, aceasta era? De-abia aici, de-abia aici, Costa. Da! Știi că vrei să te regăsești în glume. Ți-am zis că-ți daltonist. Ți-am zis că până mă prind care e verde, care e roșu. Bun. Și mi-am dat seama că nu suntem sinceri. De exemplu, când pune o tipă sexy o poză pe Instagram, de fiecare dată se găsește cât un libidinos care să-i dea un comentariu de genul: ce canapea mișto ai. Eu sunt sincer. Eu zic, mulțumesc pentru material, a fost o cinstită. Țineți-o tot așa, doamna Esca. Mamă! Îmi place chestia asta, îmi place să trolez. Dar asta e nivelul maxim. Adică e cumva de bun simț. Trolez cu numele meu și după aia fac screenshot și așa arăt la prieteni. Dar există și troli profesioniști. De exemplu, când s-a lansat Adele cu melodia Someone Like You, am intrat repede la comentarii să văd ce zice lumea acolo. Și toate comentariile în toate limbile erau numai de bine. Primul comentariu în limba română: păcat că e grasă. Că altfel ce? Ce făceai dacă nu era grasă? Vă dați seama cum era asta prin casă, auzit-o cântând, era never mind, da, faci. Mamă, cum cânt asta, eu dau. Băga-mi ești picioarele grasă. Altfel ce făcea? Își lua un prumut de nevoi personale, dădea de mâncare la găini, se ducea după aia și punea niște cafea într-o sticlă de Fanta de jumate să aibă în aeroport. Și lua bilet pentru Londra, ateriza acolo, îl suna pe vărăsul să vină să le ia cu taxiul de la aeroport, taxiul pe care îl conduce. În taxiul se minuna jumătate de oră, vai vere cât de tare că conduci un taxiul pe aici, eu n-aș putea niciodată cu volan pe dreapta. Ajungea la Adel, se descălța la intrare în curte, suna la ușă, răspundea Adel, zicea: bună ziua, doamna Adel. Hello, Miss Adel. My name is Christy. Eu sunt băiatul la care v-a dat comentariul la ce bună ești, fă. În fine, și ce să zic? I brought profiterol and penis. Penis nu-ngrașă.
Mă dor pălcile, nu mai pot. Deci mă dor pălcile. Nu știu dacă există Dumnezeu, dar dacă există, pot să zic că știu un singur lucru despre El. Dumnezeu clipește. Exact ca noi clipește. Pentru că nu găsesc nicio altă explicație pentru toate nenorocirile care se întâmplă pe pământ, decât fracțiunea de secundă în care Dumnezeu a clipit și nu ne-a văzut. De exemplu, Dumnezeu a clipit, s-a prăbușit un avion. Dumnezeu a clipit, ai dat cu degetul mic de la picior în tocul de la ușă. Nu știu. Dumnezeu a clipit, nu mai găsești să cumperi dresuri de la metrou. Și pentru toate chestiile alea cu adevărat groaznice care s-au întâmplat și toți oamenii aia oribili care au apărut, Dumnezeu a făcut asta. Unde sunt evrei? Vegan? S-a reunit Andrei? Și cine p*** mea e șoșoacă?